Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru speranța și bogăția pe care le avem în tine și care ne umple viața. Amin. Tatăl bun, venim cu încă o ocazie pe care Tu ne-ai dat-o înaintea Ta și cu respect ne închinăm Ție. Amin. Doamne, Te rugăm frumos să, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne faci conștienți de nevoia Ta, de nevoia noastră de Tine, care să ne umple inimile și viețile și să ne conștientizeze de vremurile pe care le trăim. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai vremurilor pe care le trăim și să venim la Tine, pentru că în curând nu să mai avem timp pentru a ne pregăti. Problema o să se pună în alt fel. Problema o să se pună în felul în care, dacă suntem sau nu pregătiți. Doamne, ajută-ne pentru acele momente. Aceasta este o ocazie. Ajută-ne cuvântul pe care o să-l auzim să vină de la Tine și să lucreze în noi ceea ce Tu dorești să împlinești și ceea ce nu s-a împlinit. Îți mulțumim, rămâi cu vocea Ta, dă-i cuvântul potrivit pentru noi. Îți mulțumim că Tu vei face lucrul acesta și vei duce până la sfârșit lucrarea pe care ai început-o în noi. Îți mulțumim. Amin. Amin. Cere deosebită să-i salut pe toți frații și surorile mele din Loma Linda cu harul și cu pacea Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru invitația de a fi în mijlocul dumneavoastră prin această tehnologie pe care o avem la dispoziție. Mă bucur pentru că avem încă har din partea cerului pentru a predica și a asculta cuvântul Domnului. Aș dori să privim
cu ocazia aceasta către un pasaj al Bibliei și apoi să medităm pe marginea lui. Această predică s-a născut în urma unor constatări personale pe care le-am făcut cu ocazia unor vizite pastorale. Discutând cu membrii bisericii, și nu numai cu membrii bisericii, ci și cei care au fost interesați de a purta un dialog, la sfârșitul întâlnirilor noastre, obișnuiesc să îi întreb: aveți vreo problemă personală pentru care să mă rog? Aproape toți cei care au fost întrebați au inclus în cererea lor: am nevoie de pace și liniște sufletească. Am nevoie de Domnul Isus. Am nevoie de ceva care să-mi aducă în suflet acea pace pe care nu o poți găsi decât în prezența lui Dumnezeu. Într-adevăr, frații mei, surorile mele, trăim într-o lume tulbure. Profețiile biblice cu privire la acest timp ne vorbesc despre o vreme când lumea va fi confruntată cu probleme fără precedent. Teama de ceea ce se va întâmpla mâine cuprinde tot mai multe suflete. Oamenii sunt tot mai agitați privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu numai aici, în America, nu numai pe continentul acesta, ci în general vorbind, problemele cu care se confruntă. Virusul acesta care parcă nu-și mai găsește sfârșitul, războaie, cutremure și toate celelalte amintite de Domnul Hristos în Matei 24 și Luca 21, parcă toate își găsesc împlinirea în generația noastră în timpul acesta. Avem nevoie în aceste zile să știm că Dumnezeu este încă la cârmă. Avem nevoie de o reconfirmare a faptului ceea ce Iisus a spus, că în aceste zile Psalmul 91 este încă plin de putere și este valabil pentru noi, pentru familiile noastre și pentru generația noastră. Vă îndemn, atunci când sunteți ispitiți să priviți în jur și să vă îngrijorați, să deschideți din nou Biblia și să citiți din nou capitolul 91 din Cartea Psalmilor, de la început până la sfârșit. Vă va aduce atâta liniște și pace, atâta bucurie. Aș vrea cu ocazia aceasta să prezint un subiect care cu siguranță va aduce, poate nu un element de noutate, pentru că nu e prima dată când auziți versetul acesta, nu e prima dată când auziți o predică pe tema aceasta, dar va aduce sau va reîmprospăta în mintea și în inima noastră acea asigurare pe care Domnul Iisus Hristos a oferit-o copiilor săi când a spus în Ioan 14 cu 27: vă las pacea. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Înainte de a continua meditația cu titlul Vă dau pacea mea, aș dori să vă invit să ne plecăm fețele și să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, îți mulțumim din suflet pentru că Tu ești pacea noastră. Îți mulțumim pentru că ne inviți în după amiaza aceasta să avem ocazia să privim la Tine. Avem nevoie de un mesaj din partea Ta. Vorbește-ne. Duhul Tău cel Sfânt să sensibilizeze inima noastră. Duhul Tău să mă folosească acum pentru a transmite fraților și surorilor mele mesajul de speranță și de încredere în Domnul Isus. Mulțumim că ne asculți. Ne închinăm ție și te lăudăm prin Domnul Isus Hristos, acum și în veci. Amin.
La început aș dori să fac câteva declarații cu privire la pace și apoi dumneavoastră, acolo unde sunteți, în mintea dumneavoastră sau dacă doriți cu glas tare, să vă exprimați opinia și să spuneți adevărat sau fals. Voi face 4 sau 5 declarații. Prima, dacă am liniște sufletească, orice aș face în viață este bun. Putem spune că este fals sau este adevărat. A doua declarație, depinde doar de mine să am o relație pașnică cu aproapele meu. Cu privire la... Voi reveni asupra acestor declarații. O altă declarație, a treia. Adevărata pace vine de la Dumnezeu. Următoarea declarație. Dacă din toată inima cred în Dumnezeu, nu voi fi niciodată descurajat. Următoarea. Chiar dacă lipsa păcii nu înseamnă în mod automat depresie, aceasta poate duce la depresie. Și declarația finală, depresia este o formă de boală mentală care poate avea multe cauze, iar una dintre ele este lipsa de liniște sufletească. Ce părere aveți? Aș vrea să revenim. Dacă am liniște sufletească, orice aș face este bun. E fals sau este adevărat? Cu toții v-ați dat seama că este fals. Pentru că faptul de a avea pace atunci când săvârșesc un lucru nu este neapărat dovada că este bine ceea ce fac. Depinde de cultura mea, depinde de felul în care mă orientez, filozofia după care mă orientez viața. Deci este fals. Adevărata pace vine de la Dumnezeu. Cu siguranță este adevărat. Foarte adevărat. Următoarea declarație. Dacă din toată inima cred în Dumnezeu, nu voi fi niciodată descurajat. Iar este fals. Pentru că noi vedem în Biblie bărbați ai credinței care s-au prins cu toată inima lui de Dumnezeu și au trecut prin momente de încercare. Priviți la Elie, priviți la Iona. Priviți la alți bărbați care, descurajați fiind, în mijlocul încrederilor în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu nu mi-asigură faptul că nu voi fi niciodată descurajat. Descurajarea face parte din viața noastră de fiecare zi. Desigur, în anumite limite. Chiar dacă lipsa plăcii nu înseamnă în mod automat depresie, aceasta poate duce la depresie. Este foarte adevărat lucrul acesta. Am sărit peste o declarație. Pot avea liniște sufletească, chiar dacă această pace nu vine de la Dumnezeu. S-ar părea că nu e adevărat, s-ar părea că e fals. Și totuși este adevărat. Gândiți-mă numai la medicină care a inventat anumite tablete, pastile, care în momente de depresie să te ajute să-ți ridice moralul, să te încurajeze. Dacă am luat o pastilă din aceasta pentru 6 ore, pentru 12 ore, sunt fericit, sunt liniștit, sunt plin de pace. Deci poate exista o pace și fără Dumnezeu. Am putea spune, fără ca ea să vină de la Dumnezeu. Când vorbim de o pace durabilă, aceasta nu poate veni decât de la Dumnezeu. Și ultima declarație, depresia este o formă de boală mentală care poate avea multe cauze, iar una dintre ele este lipsa de liniște sufletească. Este foarte adevărat lucrul acesta. Aș vrea să vă prezint o statistică globală cu privire la depresie. Potrivit unui studiu din 2017, aproximativ 322 de milioane de persoane suferă de depresie pe toată fața Pământului. Acest lucru echivalează cu aproximativ 4,4% din populația lumii. Iată cum este distribuită
cum este distribuit acest procentaj. Din acești 4,4%, din cei 322 de milioane de persoane care suferă de depresie, 20% din ei sunt în America de Sud, care este pe primul loc. Poate ne mirăm de ce nu este în America de Nord. Nu știu. 16% din aceștia sunt în Asia. 13% sunt în America de Nord. 11% sunt în Europa. 11% sunt în Africa. Potrivit cu Michael Puskar, câți oameni suferă de depresie în întreaga lume. În studiul astăzi vom explora trei aspecte legate de pace, liniște sufletească. Ce este adevărata pace, motive pentru care îmi pot pierde pacea și rețeta cerului pentru pacea interioară. Aș vrea să încep meditația cu o întâmplare. Se spune că în urmă cu ani, un bărbat s-a trezit într-un tren între două doamne. Avea locul într-un compartiment între două doamne. Și din păcate pentru el, cele două doamne se certau constant dacă fereastra trenului ar trebui închisă sau deschisă. Doamna cea mai îndepărtată de fereastră a susținut că va muri de căldură dacă nu la fereastră nu ar fi deschisă. Cealaltă a spus că va prinde cu siguranță pneumonie dacă fereastra nu va rămâne închisă. Și în mijlocul dezbaterii acestui subiect a venit controlorul de bilete și imediat cu toții și-au îndreptat privirea spre el și le-a cerut o soluție pentru problema aceasta. Era vizibil că fereastra nu putea sta și închisă și deschisă în același timp. După o scurtă meditație, controlorul de bilete a spus cam așa: mai întâi am o soluție pentru problema voastră. Mai întâi fereastra va trebui închisă. Și dacă stăm cu fereastra închisă, doamna care se teme că va muri de căldură, va pleca din compartimentul acesta și își va căuta un loc în alt compartiment. Apoi deschidem fereastra și doamna care se teme că va prinde pneumonie cu fereastra deschisă, va pleca și ea în alt compartiment. Și după ce doamnele vor pleca, noi vom avea pace aici. E interesant. Care ar fi concluzia acestei ilustrații? Când stresorii sunt îndepărtați, pacea se instalează în minte și în suflet. Problema care se ridică este cum să îndepărtăm acești stresori. Noi nu-i putem îndepărta deoarece ei fac parte din viața noastră. Nu putem scăpa de grija de a oferi familiei cele necesare pentru existență. Există o permanentă, poate nu îngrijorare, dar frământare cu privire la acest subiect. Nu putem renunța complet la teama de a nu contacta COVID-19. Oriunde mergem, ne temem în contextul în care ne aflăm. Suntem îndemnați să urmăm niște reguli, să păstrăm o anumită distanță, să purtăm mască și așa. Și în pofida acestui fapt, încă ne temem că am putea contacta acest virus. Nu putem să scăpăm de îngrijorarea cu privire la ce se va întâmpla cu copiii noștri în condiții în care lumea, la data aceasta, se îndreaptă spre o direcție greșită, pe care noi o considerăm greșită. Noi nu putem îndepărta acești factori, acești stresori pentru a avea pace, dar putem să ne adaptăm condițiilor existente și să folosim acești stresori spre binele nostru. Cum este posibil, vom studia împreună. Două lucruri aș dori să spun despre pace. În primul rând, pacea este un rod al Duhului Sfânt și adevărata pace nu putem găsi decât atunci când suntem în contact,
în legătură cu Dumnezeu. Și al doilea lucru, toată lumea vrea să aibă pace. Atunci când spunem, lasă-mă în pace, sau vezi-ți de treabă și dă-mi mie pace, e dorință, o exprimare, e mai mult decât o expresie pe care o folosim. Este dorința de a avea pace, de a avea liniște, de a îndepărta acești factori stresori care ne fac viața mizerabilă. Ce este pacea? Și ce nu este pacea? E primul subiect cu care am dorit să ne ocupăm. Potrivit cu o declarație a lui Ronald Reagan, al 40-lea președinte al Statelor Unite, pacea nu este absența conflictului. Este capacitatea de a rezolva conflictul prin mijloace pașnice. Deci nu absența conflictului, ci în mijlocul conflictului să găsești metode prin care să poți avea pace. Pace nu este acea stare de bine și înțelegere reciprocă, având o bază imorală. De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că există posibilitatea de a avea pace, dar baza acelei păci să nu fie o bază morală. Pacea nu poate exista decât în condițiile stabilite de Dumnezeu, de Isus, care se declară Prințul Păcii. Aș vrea să mă folosesc de o ilustrație pe care o găsim în Biblie, și anume Anania și Safira, din Faptele, capitolul 5. Cunoașteți foarte bine experiența aceasta. Aceste două persoane, această familie, este un exemplu de pace imorală, bazată pe înțelegere reciprocă și acord. E interesantă asocierea aceasta, bază imorală, înțelegere reciprocă și acord. Și am să vă spun de ce. Între ei a existat o înțelegere perfectă, o pace, o armonie. Înțelegerea reciprocă, armonia de decizie comună. Problema este că pacea nu avea nicio bază morală. Ei s-au hotărât să spună amândoi aceeași minciună. Decizia lor, pacea lor, armonia dintre ei era bazată pe o minciună. De aici și zicala, nu doresc pacea cu orice preț. Și noi cunoaștem finalul acestei istorii triste, când ei în armonie și pace, în familie, au decis să-L mintă pe Dumnezeu. Spre deosebire de această ilustrație, mi-aduc aminte tataia Baciu, tatăl meu, ne povestea o întâmplare și ne spunea că în familia lui nu totdeauna a fost pace. Între el și soția lui, spre deosebire de Anania și Safira, nu a existat întotdeauna pace, armonie, înțelegere deplină. În ce sens? Ne spunea el că au fost vremuri grele și noi ne aducem aminte câte puțin de aceste vremuri grele pentru părinții mei. Pentru a descuraja predicarea Evangheliei în România, guvernul comunist a stabilit un salariu mizerabil pentru pastori. Deși banii aparțineau bisericii, erau donați de membrii bisericii, cei mai în vârstă își aduc aminte că noi nu aveam dreptul să administrăm finanțele bisericii așa cum dorim. Și guvernul stabilea salariul pentru pastor, ceea ce era un salariu de mizerie. Când reprezentanții Uniunii, a conferinței, am mers la Departamentul Cultelor pentru a cere ridicarea salariului în limite decente, reprezentanții sau inspectorii au spus, pastorii nu pot trăi din salariul care îl primesc, să renunțe la cariera lor, să renunțe la serviciul lor, să vină la noi și noi le vom oferi un salariu decent, le vom oferi un serviciu unde să lucreze și problema va fi rezolvată. Așa vedeau ei rezolvarea acestei probleme. Dar ce s-a întâmplat atunci? Într-o lună, tata, aducând salariul de la conferință, totdeauna era cash. I-a propus mamei, era o lună de toamnă, tocmai începuse școala.
Erau mai multe cheltuieli cu rechizitele școlare, cu uniformele școlare. Și a fost o cheltuială mai mare luna aceea. Și tata îi spune mamei, ce ar fi dacă luna aceasta am cheltuit toți banii care îi avem pentru rechizite, pentru uniforme și pentru tot ceea ce avem noi în casă, să nu mai separăm zecimea și apoi, luna viitoare, să dăm două zecimi Domnului. Și spunea tata, aici am avut probleme, pentru că n-am mai avut pace și înțelegere. Mama s-a uitat la el și a spus, și crezi tu că dacă noi vom reține partea Domnului și o vom folosi noi, ne va merge mai bine? Vom avea mai mult? Vom avea suficienți bani ca să acoperim toate nevoile noastre? Nici de cum nu sunt de acord cu tine, chiar acum separă zecimea și încă ceva, mai ia ceva bani și pentru cei săraci și pune-i deoparte. E interesantă această ilustrație, mi-aduc aminte cu plăcere de ea. Am descoperit că pacea cu orice preț nu este deloc pace, spunea Eve Curie, că viața cu orice preț nu are nicio valoare, decât numai continui eu acea pace și acea viață care are temelia, care are rădăcina, care are sursa în relația cu Dumnezeu și în principiile Bibliei. Scriam cândva o meditație referitor la pace și spuneam așa, pacea despre care vorbește Iisus nu vine ca urmare a dominației celor puternici asupra celor slabi. Nici nu provine în urma influenței celor puternici din punct de vedere financiar asupra celor săraci sau ceea ce țările dezvoltate economic impun țărilor din lumea a treia. Aceasta nu se cheamă pace, asta se cheamă dominare, stăpânire, impunere, dar nu pace. Pacea care caracterizează un creștin adevărat nu este ceva ce poate fi impusă sau venită din exterior în vreun fel. Iisus declară, pacea mea vă dau eu vouă. Al doilea aspect legat de pace, cum pot să-mi pierd pacea? Pacea este unul din cele mai prețioase daruri de la Dumnezeu. Noi nu moștenim pacea de la părinți. Când ne naștem în această lume, noi suntem în dușmănie cu Dumnezeu. Așa ne spune Biblia, în Psalm, capitolul 51, cu versetul 5, David declara, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dacă avem pace cu Dumnezeu, cu conștiința și cu viața noastră, nu se datorează eforturilor noastre de a obține pacea, ci lui Dumnezeu care prin actul îndreptățirii ne-a împăcat cu sine. Și Apostolul Pavel este foarte clar atunci când declară în Romani capitolul 5 cu versetul 1 și 2. Prin urmare, din moment ce am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am dobândit acest acces prin credință în acest har în care ne aflăm acum. Deci e foarte, foarte clar exprimată ideea că pacea cu Dumnezeu vine în urma actului îndreptățirii pe care Iisus Hristos ne-l acordă și apoi concluzia, avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă pacea sa și ne invită să trăim cu El în această relație, dar nu ne obligă să rămânem în această relație. Iată câteva modalități prin care noi putem pierde această pace. În primul rând, nemărturisind păcatul săvârșit, crezând că problema se rezolvă de la sine. Același apostol Pavel declara, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și aceste cereri pot fi cereri de iertare, pot fi cereri
cu privire la viața familiei noastre, cu privire la existența noastră. Apostolul Pavel nu specifică, dar spune: în orice lucru aduceți cererile voastre, tot ceea ce vă frământă, tot ce aveți pe suflet, aduceți lui Dumnezeu. Prin natura sa, păcatul are ca primă consecință jefuirea de liniștea sufletească. Și acum aș vrea să vă întreb, ce credeți? Faptul că atunci când păcătuim, nu mai avem liniște sufletească, nu mai avem pace, e o binecuvântare sau un blestem de la Dumnezeu? Închipuiți-vă că noi am săvârșit păcat și am avea liniște și pace în suflet și am avea bucurie. E adevărat că păcatul îți aduce pentru moment, poate, clipe de bucurie. Dar să nu uităm momentele de după momentele de bucurie. Regret, o conștiință încărcată, lacrimi. Frații mei, surorile mele, eu binecuvântare, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem acest sentiment după ce am păcătuit. Pentru că aceasta ne conduce la cruce, ca acolo să așezăm povara, să-i mărturisim lui Iisus păcatele și El să ne scape și să ne dea pacea Lui. De ce unii oameni se adresează poliției după comiterea unei infracțiuni? Iată declarația unui ucigaș care îi s-a pus această întrebare: de ce ai venit să te predai poliției? Nimeni nu te bănuia, nimeni nu știa că tu ești făptașul. De ce te-ai predat poliției? Iată declarația lui, care mi se pare interesantă. Conștiința mea îmi spunea că sunt vinovat și că trebuie să plătesc pentru crima mea. Mi-am pierdut pacea interioară. Nu mai puteam să dorm. Dacă m-aș fi ascuns în continuare, cred că aș fi murit. Și cred că avea dreptate. Este exact ceea ce spunea psalmistul David în capitolul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea mea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. E interesant, este minunat ceea ce experiența pe care David o are cu Dumnezeu în urma păcatului său. Secretul păcii interioare nu este negarea păcatului, ascunderea acestuia sau acuzarea altcuiva pentru comiterea acestuia, ci acceptarea faptului că am păcătuit și apoi cu inimă sinceră să mărturisesc vina înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, două mari binecuvântări sunt obținute printr-o singură acțiune, mărturisirea. Sunt iertat și îmi recapăt pacea interioară. Ce mi-aș dori mai mult decât atât? Cum îmi pot pierde pacea? Al doilea aspect, căutarea liniștii sufletești într-un loc greșit. Apostolul Petru ne spune în prima sa epistolă, capitolul 5, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Ne indică direcția, ne indică persoana care poate să rezolve această problemă. Unii oameni cred că acumularea de bunuri materiale le pot oferi confort și le poate asigura un viitor liniștit. E adevărat că bunurile materiale, banii în mod special, joacă un rol important în viața noastră și ne aduc un plus de confort, un plus de liniște sufletească, poate, dar adevărata pace profundă nu poate fi câștigată în urma acestor posesiuni. Un autor necunoscut, n-am găsit numele, spune așa, și probabil că dumneavoastră sunteți familiarizați cu aceasta: banii pot cumpăra plăcere falsă și putere, dar nu pot cumpăra dragoste. Banii pot cumpăra medicamente și asigurări medicale scumpe, dar nu pot cumpăra sănătate. Banii pot cumpăra un pat, dar nu pot cumpăra odihnă, somn. Banii pot cumpăra cărți, dar nu pot cumpăra creier. Banii pot cumpăra alimente, dar nu pot cumpăra poftă de mâncare.
Banii pot cumpăra haine, dar nu pot cumpăra frumusețe. Banii pot cumpăra o casă, dar nu pot cumpăra o familie. Banii pot cumpăra medicamente, dar nu sănătate. Banii pot cumpăra lux, dar nu și cultură. Banii pot cumpăra distracție, dar nu fericire. Banii pot cumpăra tovarăși de petreceri, dar nu prieteni. Și în final, banii pot cumpăra cărți creștine, Biblii, câte vrei, dar nu mântuirea. E interesant de reflectat asupra acestor aspecte. Unii ar putea crede că pot găsi pacea în plăcerile vinovate ale vieții acesteia, în alcool, în droguri, în sex ilicit. Toate cele de mai sus pot oferi momente de bucurie, de satisfacție, dar rezultatul este dezamăgirea, vinovăția și depresia. De ce? Pentru că ei caută pacea într-un loc greșit. Care este rețeta cerului pentru pace? Este gândul final al acestei meditații. Ioan 14 cu 27, Domnul Hristos spunea: Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În toată activitatea sa pe acest pământ, în toate învățăturile pe care le-a dat celor care l-au urmat, Iisus nu a făcut niciodată referire la altcineva decât la sine, ca fiind sursa puterii. El nu a trimis pe oameni împovărați, obosiți, bolnavi, confruntați cu probleme la o altă persoană. El nu a făcut recomandări către o altă persoană, totul a îndreptat către sine. În materie, și aș vrea să fie foarte clar în mintea noastră, în materie de iertare, de vindecare, de pace interioară, de mântuire, el nu a încurajat pe oameni să privească în altă parte. Știu că uneori, pentru rezolvarea problemelor noastre, apelăm la oameni. Putem să o facem, suntem încurajați uneori și sunt unii oameni care ne pot rezolva problemele, dar sunt anumite aspecte ale vieții pe care le-am amintit, și anume iertare, vindecare, pace sufletească, mântuire. Nu putem privi la nimeni altcineva decât la Domnul Iisus Hristos. Și să mă folosesc de câteva exemple. El nu a recomandat niciodată un seminar celor împovărați despre cum să-și planifice mai bine timpul și activitatea zilnică, ci el a spus: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iisus nu a recomandat niciodată o stațiune într-o zonă tropicală pentru cei obosiți, pentru cei extenuați. Și în Marcu, la capitolul 6, citim: Apostolii s-au adunat în jurul lui Isus și au relatat tot ce au făcut și au învățat. Apoi, pentru că veneau și plecau atât de mulți oameni încât nici măcar nu puteau să mănânce, Isus le-a zis: Știu că sunteți obosiți, știu că sunteți extenuați. Veniți cu mine la o parte, într-un loc liniștit și odihniți-vă. Nu duceți-vă undeva. Veniți cu mine, veniți la mine, pentru că acolo era Isus. Isus se invita la el. Pe cei bolnavi și descurajați, Isus nu i-a trimis la niciun spital sau specialist în medicină, pentru că el era specialistul. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva tratamentelor medicale, consultului medical atunci când noi ne simțim bine, dar să nu uităm niciodată. Medicii își fac partea lor, medicamentele au efectul lor benefic asupra sănătății noastre, vaccinul. Dar adevărata sănătate, refacere, vine de la Dumnezeu. Vindecarea vine de la Dumnezeu. Iisus a fost și va rămâne întotdeauna sursa păcii și liniști interioare. Dacă ești lipsit de acea pace, și cineva îți recomandă să participi la un seminar unde conferențiarul îți explică tehnica de a găsi pace. De fapt, tu ai în interiorul tău acea pace. Ceea ce îți recomandă el sunt anumite tehnici prin care tu îți poți scoate în evidență pacea, îți poți scoate din interiorul tău
pacea pentru ca să te poți bucura de ea. Nu credeți într-un astfel de conferențiar, pentru că adevărata pace, izvorul păcii, nu se găsește în noi, ci este în Isus. Dacă ar fi să căutăm ceva noi, am găsit totuși ceva. În Romani, capitolul 7, cu 18, Apostolul Pavel spunea: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Am dorință, am planuri minunate în viața mea cu privire la viața mea spirituală, care cu siguranță probabil îmi va aduce pace, dar n-am putere, îmi lipsește puterea de voință. Frații mei, în încheiere, aș dori să vă relatez o experiență personală. S-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, eram într-o biserică, aici în Statele Unite, și aveam ceva probleme acolo legate de partea administrativă a bisericii. Eram în cadrul unei lucrări de alegeri în biserică și pentru că alegerile durau de câteva luni, da, ați auzit bine, câteva luni, eram foarte frământat cum se vor sfârși acele alegeri. Și problemele care existau acolo mă făceau să îmi pierd liniștea sufletească, n-aș putea număra câte nopți nu am dormit, când m-am frământat, metodele care am încercat să le folosesc pentru a-i convinge pe oameni să lase totul în mâna lui Dumnezeu și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, n-aveam niciun plan, n-aveam pe nimeni pe care doream neapărat să îl văd într-o anumită poziție în biserică. Tot ceea ce doream este să avem liniște și pace și să avem consens în comitetul de numiri. Dar acesta încă lipsea. Într-o noapte, era două noaptea, poate după ora două noaptea sau două dimineața, când eram extenuat, epuizat. Am simțit că am ajuns la capătul puterilor. Și atunci am avut un îndemn, am avut o sclipire. M-am dat jos din pat, am îngenunchiat alături și am spus: Doamne, nu mai pot. Am ajuns la capătul puterii. Problema aceasta este problema ta. O așez în mâna ta. Din clipa aceasta, eu nu mai am nici o problemă în biserica aceasta. Poporul este al tău, alegerile sunt ale tale, proiectele sunt ale tale, eu sunt doar slujitorul tău. Ia problema în mâna ta și rezolvă cum vei crede de cuviință. Frații mei, minunea a avut loc. În secunda următoare am căzut într-un somn adânc și apoi pentru 5-6 ore nu m-am mai trezit, iar când m-am trezit aveam pace deplină și liniște în suflet. Probabil că Dumnezeu aștepta de mult timp acest moment când eu să mă prăbușesc, să ajung la capătul puterilor mele. Probabil că și eu am regretat, cu siguranță că și eu am regretat că n-am făcut lucrul acesta cu mult timp înainte. Dumnezeu are o soluție pentru problemele noastre. El vrea să ne dea pacea, dar El spune: eu nu vă pot da pacea mea până când voi nu renunțați la stresorii pe care îi păstrați în suflet, în viața voastră. Aș vrea să vă încurajez acum, în final, să acceptați pacea pe care Iisus dorește să o dea. Am găsit undeva, am văzut un semn în fața unei biserici. Numai în engleză poți să înțelegi semnul acesta bine. No Jesus, no peace. No Jesus, no peace. Înțelesul era diferit. Și anume, dacă ai pe Iisus, ai pace. Dacă nu îl ai pe Iisus, nu ai pace. Îl avem pe Iisus, avem pace. Cu siguranță că El dorește astăzi să umple sufletele noastre cu pacea Sa.
aș vrea să ne rugăm împreună și să cerem ca Iisus să pregătească inimile noastre pentru pacea sa și să ne ofere. Știu bine, frații mei, am auzit de problema cu care Biserica Română din Loma Linda se confruntă la data aceasta. Cunosc problemele de sănătate care vă confruntă, teama. Unii sunt în spital, alții sunt acasă. M-am rugat în fiecare zi pentru frații și surorile mele din Loma Linda. Sunt sigur că Dumnezeu are soluție pentru aceste probleme. Aș vrea să mă rog acum. Tatăl nostru, îți mulțumim din suflet pentru că Tu ești acela care ne dai asigurarea că în mijlocul problemelor cu care suntem confruntați, Tu ai o soluție, iar soluția Ta este cea mai bună pentru că pornește de la acela care este izvorul păcii și de la acela care se declară prințul păcii. Îți mulțumim pentru că ești gata să ne oferi această pace. Suntem dispuși să ne deschidem inimile și să o primim cu toată bucuria. Rugăciunea mea în încheiere este pentru frații și surorile mele din Biserica Română din Loma Linda. Doamne, fii Tu pentru ei vindecător. Trimite Duhul Tău cel Sfânt să-i încurajeze. Fii alături de ei oriunde s-ar afla, în spital, acasă. Dă-le asigurarea că Marele Vindecător are un plan de vindecare nu numai a trupului, ci și a sufletului. Fii alături de ei, încurajează-i. Rugăciunea mea este pentru pastorul acestei biserici, pastorul Dănăiață. Îndură-te de el. Dă-i sănătate lui, soției, familiei. Sprijinește-l. Aș dori să-l vedem din nou în mijlocul turmei tale, predicând, învățând, sfătuind pe alții. De aceea te rugăm în clipa aceasta pentru sănătatea lui. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai un plan și potrivit planului Tău vrei să pregătești un popor pentru revenirea Ta. Ajută-ne să fim noi aceia și la rândul nostru să împărtășim vestea bună a revenirii Domnului Iisus Hristos cu cei care nu Te cunosc. Rămână pacea Ta în inimile noastre. Lăudat să fii Tu, Doamne, mărit și binecuvântat, acum și în veci. Amin. Thank you.
Binecuvântă pe Domnul, imnul numărul 14 este imnul care îl vom cânta spre lauda lui Dumnezeu la încheierea acestui program. Îți aducem mulțumirea sufletelor noastre pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Îți binecuvântăm numele, îți preamărim numele și îți mulțumim pentru că ești Salvatorul și Mântuitorul nostru. O veșnicie întreagă vom avea să-ți mulțumim și nu se va termina respectul și dragostea pe care ți-o purtăm. Îți mulțumim pentru aceasta, îți mulțumim pentru faptul că ne dai această posibilitate. Și ajută-ne ca sufletul nostru să fie recunoscător în toate zilele anului, să fie recunoscător în fiecare moment și să trăim prin credință tot ceea ce experimentăm în viața de zi cu zi. Te rugăm să mergi mai departe cu fiecare dintre noi, să ne binecuvântezi familiile și copiii noștri. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne l-ai dat, îți mulțumim pentru faptul că slujești în sanctuar pentru noi, îți mulțumim pentru sângele Tău și pentru tot ceea ce ai făcut pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să ai Tu milă și îndurare față de comunitatea noastră, față de slujitorii noștri, față de pastorul nostru.
Îți mulțumim pentru aceasta. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi darurile care ne așteaptă afară și să ne ajuți ca totdeauna să fim recunoscători pentru ceea ce pui pe mesele noastre. Mai presus de toate, îți mulțumim pentru cuvânt și te rugăm ca să trăim în numele Domnului Hristos, doar spre slava și onoarea numelui Tău. Amin.